Salutare tuturor și bine ați venit la un nou episod cu Mașina Potrivită. Eu sunt Dan, iar astăzi în garajul nostru a călcat cu jante pe care o să le vedeți imediat un Volkswagen Charan. Ăsta este Volkswagenul Charan pe care îl verificăm astăzi. Este vorba despre o mașină din anul 2011, manuală, 167.000 de kilometri, 2 litri diesel de 143 de cai, mașină care costă 11.000 de euro. Și în episodul ăsta o să vedem, dacă dai 11.000 de euro și ai nevoie de spațiu, ce primești de banii tăi. Până una alta, mulțumesc că ne sunteți subscriber, mulțumesc că ne sunteți clienți, iar dacă vreți să ne deveniți clienți, tot ce trebuie să faceți, este să ne trimiteți un mesaj pe WhatsApp. Bine, hai să dăm drumul la treabă. În cazul în care vrei să ne devii client, îți recomandăm să ne scrii un mail sau să ne trimiți un mesaj direct pe WhatsApp. Dragilor, asta este mașinuța. Mă, pe exterior arată bine, n-ai cum să nu observi aceste roz, la care o să ne uităm imediat. Și ce să zic, pentru o mașină din anul 2011 arată foarte, foarte bine. Nu se observă așa la prima vedere diferențe de culoare, dar Radu verifică acum grosimea stratului de vopsea și o să-l întreb după aia ce revopsi la ea și ce nu. Și mi se pare că mașina arată destul de bine. Aș zice chiar că arată contemporan, într-un fel. Da, not bad. Din nou jantele astea, o să le vedem imediat. Și farul cu xenoane, pentru că ai nevoie să vezi bine. Mașina este pentru un om care are nevoie să meargă la drum lung cu toată familia lui în concediu. Asta este și Charanul cu 7 locuri. Trebuie să ne uităm imediat la locurile alea. Bine, se văd așa mici ciobituri de pietricele, cum este și normal să se vadă de altfel. Și mai avem așa chestii estetice. Uite, aici și aia. Bun, care vopsire avem așa? Bară față, aici ce avea? Așa avem așa, care vopsiri? Bară față, toată laterala dreaptă, par revopsiri fără kit, așa, deci toată partea asta și bara spate, iar haionul este vopsit, uite, fix, este vopsit până aici. Are și cameră, deci vopsit până aici, așa, toată bucata asta, asta are vopsea originală, asta e revopsită. Să știți că la mașina potrivită e important să fii foarte minuțios când verifici, dar să nu fii chiar nebun. Adică să nu fotografiezi toate imperfecțiunile. Deci e important să fii suficient de minuțios, dar suficient de generalist. Pentru că altfel poți sta ore în șir la o astfel de mașină, dar dacă nu ești suficient de minuțios, atunci poți rata niște detalii foarte importante. Acum, dacă noi am ratat pentru clientul nostru, nu știu, o zgârietură de genul ăsteia, asta eu nu consider o problemă. Dacă mașina asta însă ar costa 120.000 de euro second hand, faptul că am ratat chestia asta de aici, asta ar fi o problemă. Deci depinde și de ce fel de mașină este, dacă e rară sau nu, și așa mai departe. Bun, ajungem acum la partea foarte interesantă, și anume, câte mașini știți voi, second hand, care se vând second hand, cu cauciucuri din 2022, sunt de anul ăsta. Și uite ce scrie aici, sunt cauciucuri Michelin. Și mai uite ce scrie aici, sunt Pilot Sport. Total, cum să zic, nenecesare pentru mașina asta. Jantele arată foarte bine, discurile de frână sunt și ele în stare foarte bună și plăcuțele de frână la fel în stare foarte bună. Deci pe partea asta nu avem absolut nimic de comentat. Radiatorul arată ok. Așa. Avem aici în față niște plastice rupte. Nu știu dacă îl vedeți pe ăsta. Îl vedeți? Sper că îl vedeți. Deci treaba este așa, bucata aia trebuia să fie dreaptă în jos ca bucata aia. Deci aici a luat ceva, un animăluț, un oarește, ceva ce s-a dus sub mașină. Bine, nu e ceva grav, adică n-aș denumi o accident, dar nici nimic. Ea nu e grav. Și acum toată prinderea asta, a, uite, asta se poate trage și cu mâna. Toată prinderea asta este strâmbă. Dacă dăm bara jos, îi dăm niște ciocane. Astea sunt cauciucurile spate, din nou 2022, din nou Michelin,
din nou discuri bune și din nou plăcuțe bune. Adică, bă, un om exemplar, adică a băgat bani acolo unde contează, pentru că cauciucul este singura suprafață de contact între toată mașina și șosea. Și e important să stai pe șosea, e important să iei curba și e important să frânezi. Bă, dacă n-accelerează cum ar trebui, nu e chiar așa de nasol. Dacă mai troncăne ceva, nu e așa nasol. Bă, dacă nu frânezi, dacă nu stai pe șosea, ăsta e ceva nasol. Dragilor, așa arată un Volkswagen Charan din 2011 pe dedesubt. O mașină super ok, ați văzut cum arată discurile și cauciucurile și putem să presupunem, bă, un om care își ține discuri de astea, cauciucuri de astea, ar avea grijă de mașină în general. În primul rând avem toba asta care, băi, pare nouă, dar nu-i nouă. Super curată. Avem și cârlig. Așa. Ce mai avem? Avem aici șpriț de cupru sau cu cupru și acolo. De obicei șuruburile astea ruginesc. Și acum, astăzi e ziua în care am filmat și Mazda aceea din 2018 cu 60.000 de kilometri. Ăsta este un Volkswagen Charan din 2011. Și uite cât de bine arată. Adică se pare că mai mulți producători au cam dibuit-o, mai puțin Mazda, nu știu. A rămas pe acolo în urmă. Buc și bara stabilizatoare, așa că se vede, este puțin cam mâncată. Așa, ce mai avem pe aici? Mici urme de rugină, aici ar merge cu un spray de ăsta Teroson sau așa, ce o să folosim și noi la Forduri. Așa, în principiu arată foarte bine. Și ce este și mai interesant este că aici e totul uscat. A, uite, asta e un pic, ai văzut-o, Radu? Aia? Da, e un pic răpată și acolo începe... Da, e foarte puțin, da. Acum nu se simte. Așa. Nu cred că au fost schimbate astea niciodată la cum arată. Bine, mașina e din 2011. Și e foarte interesant că n-are nimic... Bine, acum nu o să puteți vedea, dar s-a uitat Radu mai devreme și este foarte uscată. Bă, un Volkswagen foarte uscat pe dedesubt. Arată foarte bine, sincer. Și pe aici arată foarte bine. Da, deci o mașină uscată, curată, cu asta cum se numește? Traversă inferioară. Cu traversa inferioară puțin dată de iepuraș. Dragilor, ăsta este motorul de 2 litri TDI, consacrat de la Volkswagen. Vedeți aici multă mățăraie. Adesea când verificăm motoare de astea, avem pierderi ceva în transpirații de lichid pe la O-ringurile de la injectoare. Ăsta n-are nimic. Mai avem pe la admisie turbo acolo, nu știu că se vede, la altele ceva transpirații, dar ăsta n-are. Și practic ăsta n-are nicio problemă. Pe lângă asta are și distribuția schimbată. Ai schimbat și pompa de apă? Tot. Așa. Și mi se pare că arată super, super ok. Deci ăsta, motorul ăsta, nu are absolut nicio scurgere de absolut nimic. Pe la clapeta de admisie, mai aveam așa, asta am văzut la Skoda Superb în general. Ăsta e considerat cel mai fiabil motor din grupul Volkswagen. Dacă ar fi să-mi cumpăr o motorizare de la Volkswagen, cu siguranță nu mi-aș lua 1.6. Dacă n-aș avea bani de 140 de cai, aș lua unul tot de 2 litri, dar de putere mai mică. Bine, nu pe Charan, pe altă mașină, zic. Dar ăsta este un motor super fiabil și Volkswagen a făcut o treabă foarte bună, mai ales că motorul ăsta este foarte longeviv. Hai să mergem mai departe, să ajungem la interior. Dragilor, ajungem la partea de interior, pentru că asta este foarte importantă la un Charan. În primul rând avem două locuri extra în spate și sunt locuri destul de mari, adică nu aș zice că încap doar copii, ar încăpea și adulți mai micuți. În al doilea rând avem trei scaune individuale care culisează și se și rabatează în față, în spate. Totodată locul ăsta de aici, tunelul ăsta median, este foarte, foarte mic, deci ai loc. Și asta este o mașină foarte bună de călătorit.
încă un aspect foarte, foarte important la mașina asta, și asta o face necesară pentru familie, este că ușile culisează, glisează, nu știu exact cum să le zic, pe ambele părți. Unele șaranuri un pic mai dotate au ușile astea electrice. Dar doar gândește-te, poți să ieși într-un spațiu foarte mic din mașină și ai o deschidere foarte mare. Da, deci mai ales pentru familii cu copil mic, este o mașină chiar super ideală. Iar acum ajungem la partea asta care ne interesează pe noi cel mai mult, și anume cum se ține în mână volanul. Asta este o cutie manuală. Acum, clientul nostru a avut un Ford cu cutie PowerShift, Ford S-Max, PowerShift 1, și a făcut numai probleme și de asta a zis, bă, cutie automată, nu. Așa că, mai bine manuală. Manuala e sfântă, frate. Ăstea se deschide aici din plafon, cam așa arată, se închid, acolo poți să-ți ții, nu știu ce ai tu de ținut. Și ce ne interesează pe noi cel mai mult, cum se ține în mână volanul, ei bine, este un volan de Volkswagen de care ați mai văzut zeci, sute, mii, zeci de mii, sute de mii. Bucata asta subțire îmi place. E un volan normal, a zice. Da, chiar e ok. Așa arată bordul, nimic spectaculos la bord. Este un Volkswagen, nici nu știu ce să vă arăt, că sigur ați văzut. Are scaune încălzite, are senzor de parcare și self-parking. Pentru că, na, poate ai nevoie de așa ceva. Aici cotiera asta este foarte mare. Și mai avem un spațiu de stocare aici. Aici oamenii își țin, uite, hârtii, hârtiuțe. Și o danteluță de asta aici. Bine. Nu am prea multe să vă arăt, așa că haideți să mergem cu mașina. De fapt o să meargă Radu cu voi. Radu, fii cu minte. Bun, ia să vedem noi ce știe șaranul ăsta să facă. Stai că ăsta e manual, scuze. Azi am testat numai cutii automate și uitasem să schimb în treapta a doua. Da, mașina nu e rea, nu bate nimic pe la ea, motorul se aude bine, e un Volkswagen clasic așa. Da, asta e o mașină pe care o conduce așa, calm. Totul este chill în mașina asta. Se aude un zbârnit de pe la motor. Sunt niște plastice pe acolo. Gura de admisie a aerului de obicei cam aia vibrează la Volkswagen-uri. Și se mai aude o troncăneală aici, ușa stânga culisantă. Ajungem imediat și la drumul pentru testat articulații și suspensii. Avem noi aici la hală o șosea specială pentru articulații. Ia să vedem ce poate.
Dragilor, ăsta a fost episodul de astăzi, episod cu mașina potrivită. Radu s-a întors din drive test. Sper că a vorbit cu voi. Ai vorbit, Radu? Ai vorbit cu subscriberii? Un pic. A vorbit un pic cu subscriberii. Așa. Bă, mașina mi se pare super ok. E interesantă. Foarte utilă, foarte spațioasă, merge ok. Avem două probleme semnificative, a zice, importante. Și nu m-aș duce la un drum lung cu mașina asta fără aceste probleme rezolvate. În primul rând, avem o problemă pe EGR. Părerea mea este că EGR-ul va trebui schimbat. Costă, să zicem, vreo 1200 de lei piesa, plus manoperă vreo 500 de lei. Să zicem, la 1800 de lei ai ajunge pe original? Pe original. Nu, no, no. Original e mai mult, e 1800 piesa. Da. E, da, deci un aftermarket. Și mai avem o problemă cu faptul că mașina nu bagă aer condiționat. Acum, depinde când vrei să mergi la drum lung cu ea, dar e bine să ai aer condiționat în mașină, mai ales dacă ești cu copiii, mergi cu copiii, cu familia, cu soția. Și da, trebuie completat freon și apoi trebuie investigat să vedem pe unde scapă freonul respectiv. E posibil ca să existe o fisură într-o conductă, fie să existe o fisură chiar în radiator și m-aș aștepta oarecum să fie, având în vedere că mașina a croșat un iepuraș partea stângă față. În rest, mașina asta mi se pare super, super decentă, 11.000 de euro. Ați dat pe ea sau nu? Dacă da, de ce și dacă nu, de ce? Și dacă nu, să zicem, că n-ați dat pe ea. Ce v-ați luat altceva în schimb? Ceva de genul ăsta. Lăsați-mi părerile voastre în secțiunea de comentarii de mai jos. Bine, până una altă, mulțumesc că v-ați uitat la tot episodul ăsta cu mașina potrivită. Dacă vreți să ne deveniți clienți, tot ce trebuie să faceți este să ne trimiteți un mesaj pe WhatsApp. Și dacă v-ați uitat până acum, până la finalul clipului, ziceți și voi un hashtag ceva. Ziceți până la final, hashtag până la final, hashtag rezist. Bine, dragilor, ăsta a fost episodul, ăsta am fost eu. Mulțumesc că v-ați uitat. Până data viitoare, v-am salutat. Pa, pa!